O ceașcă de cafea la primele ore ale dimineții ne încarcă bateriile pentru ziua care ne așteaptă. Nu același lucru se poate spune despre cafeaua băută înainte de culcare. Acest obicei poate perturba ciclul normal al somnului și poate afecta calitatea generală a lui. Pentru cei predispuși la probleme de somn sau anxietate, consumul de cafea pe timp de noapte poate pune probleme. Un medic cercetător explică faptul că aceasta poate crește starea de veche și anxietatea, reacții care sunt probabil legate de niveluri crescute de cortizol. Deși cafeaua ne ajută să avem energie în timpul zilei, poate contribui la perturbarea somnului, mai ales atunci când este consumată aproape de ora de culcare. Medicul subliniază că somnul adecvat și odihnitor este important pentru sănătatea generală și, prin urmare, trebuie luat în serios. Cofeina poate rămâne în organism ore în șir și poate afecta somnul multă vreme după ce efectele sale stimulante se epuizează. Cât de mult rămâne în organism depinde de viteza cu care metabolizați cofeina. Dacă metabolizați rapid cofeina, este posibil să puteți continua să beți cafea și mai târziu în cursul zilei, decât cei care metabolizează cofeina într-un ritm mai lent. Potrivit unui medic, ar trebui să încetați să beți cafea începând cu ora 12 dacă metabolizați mai lent cofeina. În același timp, experții atrag atenția că prea multă cofeină poate duce la intoxicație cu cafeină. Aceasta se caracterizează prin nervozitate, urinare frecventă, insomnie, mâini și picioare reci, probleme intestinale și uneori halucinații. Unii oameni simt simptomele intoxicației cu cofeină chiar și după ce au băut doar 250 de mg pe zi. De asemenea, efectele cafelei asupra nivelului de zahăr din sânge rămân subiect de controversă pentru cercetători, relatează capital.ro.